Ceva timp de când în studio nu l-am mai avut invitat pe cel care o să-l vedeți în câteva secunde. Asta nu înseamnă că n-am ținut legătura cu el, asta nu înseamnă că nu a făcut în continuare performanță, dar ca să nu mai lungim vorba, alături de mine Dănuț Borbil, campion Scandenberg, uriașul, cum îl știe toată lumea, și cred că se vede foarte bine de ce îi se spune așa, pentru că ocupă jumătate din televizor sau chiar toată partea cu brațul pe care îl are. Bine ai venit, Dănuț, la televiziunea Târgu Mureș. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cum stai? Uite, toată perioada aceasta oamenii sunt plecați, mai unii la mare, alții la munte. Oricum am mai văzut acum la televizor știri că ce faceți pentru a fi în formă vara. Și chiar mă gândeam, azi dimineața parcă am văzut, stați omule, că vara cam a trecut, deja suntem în 25 august, deja se întâmplă foarte, foarte multe lucruri și ar trebui să ne gândim și la toamnă. Tu, pentru tine, vara aceasta... Vara aceasta a fost o vară plină de antrenamente, muncă. Nu pot să neg faptul că am fost și într-un concediu mai mic, așa să zic, la mare. Destindere, așa, da. Dar vor urma zile bune și pentru mine de relaxare și asta cât de curând. Cum, știi, întotdeauna am pus întrebarea aceasta, cum se simte Dănuț Borbil când... Se duce la plajă și lumea se uită cine e omul ăla cu... Cât ai la braț? Că am uitat 60. De... Cine e omul acela cu 60 la braț? Cum 60? 60 n-am la picior. Nu pot să spun că nu mă simt bine, dar sunt și momente când mulți exagerează prin felul în care mă privesc sau comentariile care le fac și... Devin prea insistenți? Da, devin prea insistenți și atunci mă deranjează. Dar una peste alta mă simt bine. Știi cum e? Că acum dacă ești vedetă, trebuie să te... Doamne, ferește, nu. Să te... Bine, vedetă, știi cum e, toată lumea. Asta înseamnă un pic de modestie, până la urmă, să zici că nu ești vedetă, dar te cunoaște lumea, ești campion la Scandenberg, participi la competiții. Azi dai seama că o să se întoarcă privirile după tine și domnișoarele și doamnele, deși nu ne mergem pe partea asta, hai să rămânem numai la domni. Exact, doar domni. Doar domni. Dar să nu fie altceva. Să nu știu, dar noi știm de ce zicem treaba asta, că poate ne mai privește și altcineva. Oricum, tu ești un tip simpatic și întotdeauna ești tu de glumă, ca și femeia din viața ta și... Da. De fapt, despre asta este vorba, mai mult decât o întâlnire amicală. Bun, ai fost la mare, cum ți se pare litoralul românesc așa de... Sincer, chiar foarte frumos, nu am ce să reproșez. Zona în care am fost eu una chiar foarte frumoasă, curată, mie mi-a plăcut. Spre deosebire de alții, îmi place și aglomerația. Uh-huh. Asta înseamnă că știi lumea... la tine că dacă tu intri în aglomerație, nu mai e aglomerație. Tu poți să-ți permiți să mergi în aglomerație. Da, și a fost foarte, foarte frumos. Ce pot să spun? Îmi place mai mult decât în alte părți, sincer. Da? Și sunt... Ești mai așa, nu neapărat naționalist în adevăratul sens al cuvântului, mai patriot? Da. Te îndrepți către plaiurile noastre? Da, cu siguranță. Că avem locuri foarte, foarte frumoase. Și în primăvara aceasta am fost... 4 zile în Bucovina, a fost ceva de vis. Într-adevăr, acum am fost și eu și să știi. E foarte frumos. Și merită să vizităm țara, că avem o țară foarte frumoasă în comparație cu altele și în comparație cu ce se spune că ar fi în alte țări. Eu zic că la noi e foarte frumos și merită să vă... Tu ți-ai, uite, vezi că noi discutăm de toate, așa facem. Totdeauna zicem că începem cu competițiile, cum zice și titlul, uriașul în competiție, dar competiția poate să fie de mai multe feluri. Lasă că e bine, că de-abia mai discutăm și noi alte lucruri și așa nu ne-am văzut de mult. Tu ai vreo explicație de ce mulți dintre turiștii din exterior, vorbesc de străini, nu că refuză, nu vin pur și simplu în țară să vadă atâtea lucruri. Și eu, și tu am fost prin străinătate, am văzut lucruri frumoase, dar am văzut lucruri frumoase și aici. Ai vreo explicație? Nu știm să le mediatizăm? Au o altă părere despre noi? Hai că nu suntem noi cei mai hoți. Dacă când ai intrat din România, ai rămas fără roți, știi? Ca să fac și o rimă. Eu spun că totul vine de la o anumită mediatizare negativă făcută de, așa zis, binevoitori, dar să știi că din ce am înțeles în ultimul timp, foarte mulți turiști străini au venit în România, le place, sunt mirați și stupefiați de faptul că nu întâlnesc ceea ce aud
la ei în țară despre România și asta mă bucură. Cu siguranță că dacă se vor îmbunătăți și condițiile de turism și condițiile de cazare și multe altele, vor fi mult mai mulți. Și merită, pentru că, așa cum am spus, e o țară foarte, foarte frumoasă. Iar... Și odată dacă ai venit, eu am observat asta mult, păi prințul ceas, toată lumea. Clar. Odată ce a venit, greu mai pleacă. Sau, hai că nu neapărat, se întoarce și a doua oară. Cam asta, despre asta era vorba. Exact. Și dacă prințul Charles vine în România, clar că știi? Îi place și e devenit aici. Ei găsesc ceva de genul sălbatic, știi? Sălbatic, păstrând proporțiile, nealterat, uite asta, poate e mai bine ales cuvântul. Adică natura în adevăratul sens al cuvântului, nu atâtea betoane, nu atâtea prafuri. Bine, le avem și noi pe ale noastre, dar avem și partea aia, cum ziceai tu, în Bucovina sau în partea, în Maramureș, în Moldova. În da, sunt zone, Bana, sunt da. Zone de viz și... Eu zic că vor veni din în număr tot mai mare și sper să vină, pentru că mă repet. Am înțeles acum de curând am văzut o emisiune în care turiștii străini se îndreaptă spre România și vin în locurile cele mai frumoase. Chiar și în Târgu Mureș am întâlnit acum la meciul de fotbal care a fost, am întâlnit turiști englezi care au venit în vizită și s-au oprit și la meci. Și au zis că e o țară foarte frumoasă, cu locuri foarte frumoase și păcat că se vorbește atât de urât. Da, despre afară. Ea, în afară. De antrenat, e antrenat. Noi ne-am văzut și după ultima ta performanță, de acum câteva luni, dar mă gândesc că ai și un scop, nu? În anul acesta sau anul viitor? Când, și anul acesta și anul viitor. Hai să începem așa, să le luăm pe rând. Anul acesta, ce ai în plan? În primul rând, în data de 2-4 septembrie va avea loc la București cel mai mare eveniment sportiv care a existat vreodată în România, Tiger Classic, un eveniment organizat de Romeo Balu, cam așa ceva, sau Bidman, nu sunt sigur, un fost culturist care actualmente, din anumite motive, un accident nefericit l-a imobilizat într-un scaun cu rotile și care a preluat acest Tiger Classic de la Mihai Tigora, un om de sport și pentru sport, și care a făcut din acest eveniment unul foarte, foarte mare și de mare amploare, care va avea loc, așa cum am spus, la București, cu participare foarte selectă. Campion mondial din toate sporturile. Asta vreau să te întreb, toate sporturile sunt cuprinse acolo, da, sau anumite categorii? Da, absolut toate sporturile. Deci de la, ce să zic, Skanderberg cu turism... Da, spre fericirea mea, fără fotbal. Vreau să te întreb, da. Că tu știu că ești fan fotbal. Da. Ce, mi-ai zis mai de mult că ai jucat fotbal? Da. Așa că mi-ai zis că ai jucat nou. Nu am. Și mă bucur că va fi organizat, sunt invitat la acest eveniment sportiv și să concurez, pentru că va fi și concurs de Skanderberg. Sunt invitat și din partea unei firme de suplimente, cea mai mare firmă de suplimente din lume, o firmă care la un anumit timp l-a sponsorizat și pe Arnold Schwarzenegger și abia aștept să particip. După care, 23-26 septembrie, voi participa în Spania, la Barcelona, la concursul Arnold Classic Europa, un concurs de... talie mondială, pot să spun, deși se organizează în Europa. Arnold, cu legătură cu celebrul culturist, da, actor. Da, Arnold Schwarzenegger organizează concursuri Arnold Classic Europa, Arnold Classic America, Asia, Africa. Și e un concurs la care am fost invitat de către cei din stafful lui și voi onora această invitație cu... Hai să vedem așa pe rând un pic, pentru că mă interesează și cred că și pe telespectatori câteva detalii. La Tiger Classic, ai zis că sunt mai multe secțiuni, nu? Sportive. Da. Și tu mergi pe partea de Skanderberg. Expunerea este una națională, este una internațională? Cum e? E una internațională. Da. E o expunere internațională. Am înțeles că și din Târgu Mureș va participa Gusti Moldovan. Vor fi mai multe secțiuni, așa cum am spus, fitness, culturism, Skanderberg și fiecare va avea timpul alocat. Și e o competiție sau e o prezentare? Sau și? E și prezentare, e și competiție, depinde da, de... Deci e un eveniment maraton sportiv de exact. Anvergură. Și va dura două zile. Foarte, foarte frumos. Va fi foarte frumos, părerea mea. Bun, cu ce gânduri mergi acolo? Să-i rupe toți?
Da, mă duc să rup. Bine, între să nu creadă lumea că ne apucăm de rupt acum, da. Da, să câștig o medalie și să fac o treabă bună, așa cum îmi doresc la fiecare concurs la care particip. Cum ai reacționat atunci când ai auzit vestea că ești invitat? Deci nu mergi tu, plătești ca să participi la Arnold Classic Europa. Ești invitat de către staff, de către cei care organizează acest concurs. A fost ceva de vis. Nici nu speram așa ceva. Mă bucur din toată inima că voi participa. Mă bucur din toată inima că și la acest concurs, la Arnold Classic, ca și la cel de la Tiger Classic, voi avea sprijinul lui Radu Preduchin, un om de sport, un om din sport, un om care are o firmă de suplimente și ajută foarte mult sportivii. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc și să-l asigur că voi face tot ce-mi stă în puteri ca să câștig și să mă ridic la nivelul așteptărilor lui. Cum e competiția, să spun așa, organizată? Și acum te întreb, ca urmare a persoanei pe care ești tu și care a participat la mai multe competiții de acest gen. Competiția organizată la noi în țară versus una organizată în altă țară. Se simt diferențe mari între ceea ce înseamnă sportivi, calitatea sportivilor, calitatea organizării, din punctul tău? Din punctul meu de vedere, e vorba doar de calitatea sportivilor. În ceea ce privește calitatea organizării, la noi e mult mai bine organizat și... Da? Foarte interesant ce spui sincer, tu. Sincer, asta se vede. Am fost și la campionatul mondial și la alte concursuri la care am participat. Să știi că am rămas puțin dezamăgit de organizare. În schimb, la noi, România s-a organizat foarte, foarte frumos. Chiar și campionatul european de anul acesta de Scandenberg a fost unul fantastic. Și la ce te referi când spui că mai prost organizat? Adică eu când zici mai prost organizat, mă gândesc la ceva de genul că lumea nu știe unde să stea, ce să facă. Exact. Când începând să facă... de la program, așezare, concursul în sine, absolut tot. E un haos total. În schimb, la noi am văzut că totul merge așa cum trebuie să meargă, chiar dacă puțin se întârzie, să zic, începerea unui eveniment, dar se întârzie din motive bine întemeiate. Da. Și la final e ceva fantastic și frumos. Revenind la calitatea sportivilor, iarăși o întrebare de asta punctuală, directă. E genetic vorbind sau e pur și simplu faptul că ei beneficiază, nu știu, de sponsorizări, de alte suplimente, de o viață mai... Tu trebuie să mergi la muncă și să te antrenezi și să și concurezi. Ei mă gândesc numai, poate pot să nu-mi dai dreptate. Ei mă gândesc că aia fac și primesc din toate părțile ajutor ca să fie numărul unu în sportul pe care îl fac. Da, majoritatea dintre ei sunt sponsorizați și fac doar asta. Nu au serviciu, nu au altceva de făcut decât să meargă la sală dimineața oră, după masă oră, să se antreneze și să facă performanță. Bineînțeles că cei care îi sponsorizează, cei care îi ajută, au pretenții și mi se pare ceva normal și firesc. Din momentul în care primești ceva, trebuie să și dai înapoi. Iar mulți dintre ei nu prea dau. Sunt care dau, dar majoritatea nu dau. Și de multe ori stau și mă gândesc, așa în sinea mea, zic, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi avut un sponsor care să mă sprijine, să mă ajute, în sensul să nu fiu nevoit să merg la serviciu, să nu fiu nevoit să am alte gânduri, alte griji, decât să grija antrenamentelor, da, și să mă antrenez și să am rezultate. Eu zic că cu atât meritul e mai mare a sportivilor de genul tău și aflați în situație, și în general sportivilor români care, știi că, dacă știi că tot discutam înainte de emisiune, am văzut chiar la Olimpiada asta, după care revenim, toată lumea o blama pe Cătălina Ponor, că de ce la 29-30 de ani s-a dus, de ce n-a lăsat pe altcineva mai tânăr. Fata aia s-a dus, s-a antrenat singură pe unde a apucat, noi nu ne-am calificat cu echipa și a încercat ea singură. Zicea cineva, băi, dar tu știi că în gimnastică 12 ani, 13 ani e foarte, foarte mult. Adică ea a concurat cu gimnastică de 15-16 ani, când e altfel. Cam asta este situația, mă gândesc, general vorbind, în sporturile din România. Și din când în când apare câte un Ureașu Borbil, apare câte un Ponor, apare câte un alt sportiv, ca să nu mă bag acum în alte detalii. Da, Titus, vezi, de pe margine e foarte ușor să vorbești și să te exprimi. Cătălina Ponor, clar, nu s-a dus de capul ei acolo. S-a calificat pentru aceste Jocuri Olimpice.
a făcut tot ce a putut ea mai bine, are și ea o vârstă, sunt alte circumstanțe care au avut loc acolo și de la care a trebuit să a suferit și nu a luat medalia, dar una peste alta eu zic că s-a prezentat mai mult decât onorabil. Așa este. Și perfect, mai mult de acord, decât onorabil. Perfect de acord cu tine, în condițiile în care sunt aici, în țară. În condițiile în care sunt în țară, în condițiile în care e mediatizat sportul altul în afară de fotbal și multe, multe altele. Eu mă amintesc și discutam cu cineva acum câțiva ani, când contam cu adevărat și noi, locul întâi era Statele Unite, locul 2 Rusia, locul 3 China și locul 4 România la medalii. Acum suntem la un moment dat, am văzut chiar locul 2 România. Așa, așa la este. Numărul de medalii. Îți amintești? Da, iar acum locul 42. Și avem 3, 4, 5, sau nici mai știu câte avem, că mi-era așa să mă uit. Și una dintre medalii e câștigată de un rus. Exact. De un rus care s-a naturalizat. Și n-a fost lăsat, fie adică și asta am citit, n-a fost lăsat în echipa Rusiei. Deci dai seama ce echipă avea Rusia, dacă zic, bă, tu nu, și el a câștigat medalia de aur. Da. E, nu, cum îți explici toate astea? Nu de aur a câștigat el. Nu, pardon, de bronz. Da, a câștigat o medalie, da. Da, a câștigat o medalie, ceea ce e fantastic. Cum îți aria de selecție la Rusia e mult mai mare decât aria de selecție în România. Condițiile sunt mult mai bune, mult mai bune. Eu văd și în Scandenberg. Echipa Rusiei, de exemplu, la campionatul european de Scandenberg de anul acesta a venit în număr de 125. 125. Cu echipament sportiv. Training, încălțăminte, absolut tot, la fel. Stăteau grupați. Aveau om care îi ducea, îi aducea de la hotel la sala de concurs. Deci asta spune multe. Ei trebuiau să se pună la masă și să... Exact. Atât. Ei trebuia să-și facă treaba. Finalul, medaliile. Numărul lor cât mai mare. Iar Rusia a câștigat 50 ceva de medalii la campionatul european de Scandenberg. E ceva fantastic. Ei în fiecare an așa câștigă. Dar asta spun, condițiile sunt mult mai bune. Implicarea... Dar sunt toate țările așa. Parcă în toate țările în afară de noi. Nu știu, noi nu mai avem nimic. Poate că avem... A, să nu zicem. Mai avem și impresia asta câteodată, dar... Da, uite-te, hai să o luăm. Știi ce am observat? Și ți-am zis, contrazice-mă. Am observat, luându-mă după handball, de exemplu, tot la Olimpiadă, da. Pe Neagu, eu le respect foarte mult, plângea în hohote acolo că n-a putut să se califice cu echipa mai departe din grupe. Și atunci mi-am dat, ia un talent extraordinar și mi-am dat seama de o chestiune, și anume, sunt, parcă deja accentul se pune pe un jucător sau pe un sportiv. Nu se mai pune pe echipă. Și parcă cumva sporturile individuale, știi că ziceai tu că ție poate mai bine îți place așa individual, că știi că bă, dacă eu sunt bun, exact, sunt bun. Dacă clar. nu trebuie să depind de altul să-mi dea o pasă sau ceva. Parcă sporturile individuale încep să prindă un pic mai mare amploare. Ce zici? Da, cu siguranță, pentru că acolo se vede clar valoarea fiecăruia. Acolo nu poți să ascunzi nimic, nu poți să maschezi, nu poți să vii cu tertipuri. Și antrenamentul pe care tu îl faci timp de un an de zile sau timp de 4 ani de zile ca să participi la un campionat european, mondial sau olimpiadă, se vede. La sporturile de echipă, ai văzut, Cristina Neagu iasă în evidență, celelalte mai puțin, ea plânge, nu știu dacă plânge pentru ea sau plânge pentru celelalte că sunt neputincioase. Uh-huh. Eu nu le numesc neputincioase. Atât s-a putut, s-a făcut, se merge înainte. Sunt altele mai bune, așa a fost să fie, poate că la următoarea ediție va fi mult mai bine. Vorbeam cu un prieten foarte bun de al meu din Sibiu, Dani Natea, a fost la această olimpiadă la judo, un ureaș de 2 metri și 10 și 170 de kilograme, 24 de ani, care îmi spunea că zice, timp de 4 ani de zile nu am făcut altceva decât să mă antrenez de 2-3 ori pe zi, să mănânc și să mă odihnez. Nu știu ce înseamnă prieten, nu știu ce înseamnă să ies în oraș, în oraș, nu într-un club, în oraș, la o plimbare. Ce 4 ani de zile am muncit și a făcut exact ce a putut, s-a clasat mai mult decât onorabil, zic eu. Iar la următoarea ediție spun că va lua o medalie pentru că are potențial. E foarte tânăr și are potențial. Da, despre asta este vorba. Statul nu se implică, nu mai dă bani, nu mai recompensează. Asta este mie. Adică dă-i la omul ăla dacă tot nu-l sprijin, dacă tot nu faci nimica, dacă tot
Sălile de sport, școlile multe sunt în paragină. Dacă tot antrenor nu mai ai, dacă tot nu mai ai copii juniori, măcar dacă iasă câte unul și scoate cap afară, măcar recompensează-l cu ceva, să se simtă și el important. Da. Nu îl mătura cu... Știi care e problema cea mare, Titus? Pentru că în fruntea Ministerului Tineretului și Sportului există o mare sportivă. Pentru că la COR un mare sportiv. Și, atunci... și în alte domenii legate de sport sunt puși oameni de sport și nu fac nimic. Asta... Acolo e problema. Exact. Acolo și atunci problema. De ce? Poate ne merităm soarta dacă... Am observat că ziceau acum cu ocazia Jocurilor Olimpice, am înțeles că după Rusia, România oferă premiile cele mai mari pentru obținerea unei medalii. Foarte interesant, nu știam asta. Da, Rusia oferă 120.000 de euro la medalia de aur, iar România undeva la 70.000 plus o mașină în valoare de 20.000 de euro. Sunt premii foarte mari. Dar eu mă gândesc la o altă strategie pe care eu au avut-o încă înainte de plecarea la Jocurile Olimpice. Au fost mulți sportivi lăsați acasă, selecția a fost făcută, nu știu cum a fost făcută, dar ceva nu a fost în regulă. Mai e situația asta, tu gândește-l la tine, da? Tu te antrenezi zi de zi, un an și participi la un concurs. Tu dacă nu te-ai antrena un an și te-ai antrena cu două zile înainte, ai mai fi cel care ești? Bine, tu poate că ai în sânge asta, dar vreau să zic. Să fac o glumă, aș lua locul 21 din 20. Înțelegi ce zic? Da, cam asta cred că e. Poate cu banii era mai bine dacă investeau un timp. Sau alți bani. În timp, în sportiv și... Exact, exact. După care să culegi roadele. Dar, nu știu ce să spun, e o confuzie totală. Și scandalul acesta cu echipamentul sportiv, dacă ajungi ca și ce urezi să te ocupi de asemenea lucruri... N-ai făcut nimica. Bun. O să revenim în... Am făcut așa o imagine alături de Dănuț Borbil și la ce se întâmplă pe plan sportiv, evident, și nu doar cu fotbal și cu sporturile astea care sunt foarte mediatizate în fiecare zi, pentru că există și viață după fotbal, există și sportivi, există și sportul de echipă și trebuia să ascultăm și părerea sa. După câteva minute de publicitate ne întoarcem, vedem cum stăm și cum va sta Uriașul la aceste competiții la care participă. Vă reamintesc Tiger Classic între 2 și 4 septembrie, respectiv Arnold Classic Europa, o competiție internațională la care Dănuț Borbil este invitat între 23 și 26 septembrie. Publicitate, ne întoarcem imediat. Hotelul Alessia este localizat în Corunca, județul Mureș, șoseaua Sighișoarei numărul 397B. Un hotel-restaurant încântător, familial, unde tehnologia și designul modern se împletesc pentru a realiza lucruri deosebite, sofisticate, previn să întâmpine musafirii cu tot ceea ce se poate aștepta de la un hotel de talia sa. Hotel Alessia. We'll be right back.
Ratezi momente importante din viață? Diareea acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Diareea este principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecții alimentare. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidon și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Te rănește? Suferi? Nu ești singur. Protecția copilului te poate ajuta. Sună oricând gratuit la 0800 800 883. Dragii mei, Dănuț Borbil, campion Scandamberg și prieten al meu, al televiziunii Târgu Mureș și al Bureșenilor. Vă spuneam de cele două competiții care urmează pentru Dănuț, între 2 și 4 septembrie Tyler Classic și între 23 și 26 septembrie la Barcelona Arnold Classic. Europa, ai mai fost la Barcelona? Sau nu. E pentru prima dată? Cred că este o experiență și din punctul ăsta de vedere. Da, nu? Într-un oraș mare să cucerești Barcelona, să îi pui pe toți acolo. Abia aștept. Discutam în publicitate și aș vrea să plecăm de la asta. Pentru că înainte, în prima parte a emisiunii, am vorbit despre un pic despre sportul românesc, despre Olimpiadă și rezultatele neconvingătoare ale sportivilor români. Și am ajuns împreună aici la o concluzie bine, pe care o știm cu toții, că nu se investește, că poate nici nu se antrenează bine. Și acum te întreb pe tine, este la fel și în sportul pe care îl practici tu? Adică tu trebuie să fii la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Lumea când se gândește la Scandamberg se gândește așa. Dacă omul e mare, are forță, îl pune pe celălalt, a terminat. Fără să se gândească că în spate stau ore și ore și ore de antrenament, dar și tehnică, dar și noutate. Și aici este întrebarea. În fiecare zi, în fiecare săptămână sau din când în când apar noutăți în lumea Scandambergului? Da, apar, pentru că sunt foarte mulți campioni care studiază foarte mult, având la rândul lor alți antrenori, alți oameni de sport care au studiat și au avut campioni foarte mulți creați de ei. Și da, clar, intru și eu foarte mult pe internet și mă documentez de la campionii mondiali actuali, de la cei care au fost, cei care sunt acum, și iau antrenamentele lor, mă uit la tehnica pe care o fac, mă uit la exercițiile specifice pe care le fac. Da, trebuie să fii la zi cu toate, pentru că poate să apară o tehnică nouă, poate să apară un antrenament nou care te poate ajuta pe tine foarte mult, deși nu se potrivește de fiecare dată același antrenament al meu, de exemplu, ție, dar luându-l și modificându-l puțin, poți să faci treaba bună și atunci clar că trebuie să fii la zi cu toate. Tu simți că această lume a Scandambergului mai poate să producă surprize? Și mă refer aici la tehnică. Deci, tu ai zis că ești un tip care se bazează pe forță brută. Da. Eu mă amintesc din celelalte emisiuni. Adică să apară tot felul de tehnici noi, mai există această posibilitate sau s-a ajuns la o limită? Vorbind de tehnică, nu. Deci s-a ajuns la maximul care se poate face. Dar și tehnica, dacă nu e îmbunătățită de forță, dacă nu e îmbunătățită de viteză, pierzi. Poți să fii foarte bun la tehnică, dar să nu ai viteză. Poți să fii foarte puternic și să nu ai viteză, să nu ai tehnică și atunci ești învins de alții care au celelalte două despre care vorbeam. Cum ai caracteriza un campion, un sportiv perfect de Scandamberg, tu, dacă ar fi să folosești două, trei cuvinte? Ce ar trebui să aibă ca să fie, știi, ca prototipul acela? Complet. Complet, înțeles. Deci, practic, să aibă tehnică, să aibă viteză, să aibă tot ce trebuie. Și ceea ce spun acum, pot să dau și un nume, Alexei Voivoda. Pentru mine e ceva fantastic. E omul care
pot spune că a venit în Scandenberg cu acel complet de care spuneam adineauri. Tu ce le-ai recomanda celor mai tineri care vor să înceapă acest sport? Am mai discutat odată acest subiect și spuneam că cel puțin la nivel de liceu, când are loc o competiție de Scandenberg, e plină sala de sport. Asta înseamnă că acest sport prinde. Bine, eu mă amintesc de mine, că noi ăștia, generația mai veche, dar o generație un pic mai cu câțiva ani în urmă, pentru mine era Stallone cu Over the Top, e gata, când era filmul acela, toată lumea dădea Scandenberg prin parc, ori pe unde, dacă aveai o măsuță, erai acolo. Da, știi ce am observat, să-ți mai spun ceva? Am observat și în toate sporturile, și acum la Olimpiadă, și înainte de un concurs de 100 de metri sau orice alt concurs sau un not, sau sportivii trec unul pe la celălalt și se salută. Ai observat stilul în care se salută? Nu. Nu întind mâna, să zic așa, protocolar. Exact stilul în care faci Scandenberg. Da. Exact stilul acela. Deci și asta spune multe. Da, foarte multe. Spune multe. Da, e un alt tip de salut. Până la urmă știi o apropiere mai mare între cele două persoane. Cum ești tu cu oponentul tău, nu? Adică față, ăsta sunt eu, ăsta ești tu, hai să vedem care e mai tare. Da, corect. Și e ceva foarte frumos. Și tinerii, că pomeneai de tineri, trebuie să fie foarte serioși, să le placă foarte mult ceea ce fac. În momentul în care vin în sala de forță, să se antreneze, nu să stăm pe telefon și să visăm. Pentru că dacă... Ai auzit? Aveam un coleg acolo care stătea pe telefon. Exact. Pentru că stând pe telefon și crezând că cel de lângă tine are alt antrenament și are formula magică pentru care arată foarte mare sau e foarte puternic, se înșeală. Nu, e vorba de antrenament, e vorba de odihnă și e vorba de alimentație. Ai văzut filmul ăsta, că era un film cu asta, The Rock Johnson, acum aproape o comedie și era și cu băiatul acela de culoare care vorbește mult, nu mai țin minte, Central Intelligence, parcă se numea filmul, și el era mai plinuț ăsta, The Rock, în liceu toată lumea îl lua la mișto. S-au întâlnit după vreo 30 de ani când între timp băiatul The Rock arăta cum arată acum și l-a întrebat, wow, ce bine areți, care e secretul tău ca să mă apuc și eu, face 30 de ani cu două antrenamente pe zi. Despre asta e vorba. E vorba despre antrenament și seriozitatea din sală. Pentru că chiar și Arnold zicea la vremea lui că în momentul în care ești focusat pe antrenamentul pe care îl faci în sală și ai pus mâna, fără să vrei, pe o revistă și ai citit doar un rând de pe acea revistă, concentrarea ta a dispărut. Și ăsta e adevărul. Am experimentat și eu. Da, mă gândeam că și eu am... Am experimentat. M-am antrenat, am fost foarte concentrat și am zis, hai să încerc. Am luat telefonul și am... intrat două secunde pe internet, am fost gata. Mi-am pierdut concentrarea imediat. Deci pentru asta trebuie seriozitate, telefonul lăsat unde trebuie, revista unde trebuie și muncă multă. Da, multă muncă pe care tu ai făcut-o în ultima vreme. Barcelona, 23-26 septembrie. Cum e să dai mâna, între ghilimele, și să-i pui, pentru că așa sunt convins că se va întâmpla, cu toți acei sportivi care... sunt cei mai buni din Europa. Am uitat să menționez că voi avea un meci tip vendetă. Ce înseamnă asta? De 6 meciuri din 6 cu un singur oponent. Și acel oponent este Freddy Gonzalez. Are 1,90-180 de kilograme. Este campionul Spaniei la Strongman și la Scandenberg. Și tu ești cu el. Da, și eu voi concura împotriva lui. Sper din suflet să fie alături și Arnold Schwarzenegger, așa cum a fost la fiecare meci de Scandenberg care a fost organizat în cadrul concursului. Asta e de făcut poză și de ceva film fantastic. Și de... Mulți nu au posibilități, dai seama, pentru... Da. Păi mă gândesc pentru mine, știi? Era un... tot așa am citit un comentariu, știi că am luat un film, scuze-mă că mă depărtez un pic, dar are legătură. Și am luat un film și era ceva, ultimul film cu Russell Crowe. Și asta ce-a jucat în Gladiatorul. Și era coment, băi, e slab filmul, nu-l lua, că nu-i bun, că nu-i nu știu ce. Și apare un coment, băi, dacă joacă Russell Crowe Gladiatorul în el, poate să fie cel mai rău film, oricum mă uit. Așa e și cu Schwarzenegger. Exact. Dacă apare Schwarzenegger, cel care de atâția ani acolo unde este... Se schimbă tot. Sper, sper din suflet să fie prezent.
din informațiile pe care le-am, va fi prezent la concurs, va fi prezent acolo în toate zilele cât va fi organizat concursul și Doamne ajută să mă întâlnesc eu să fac o poză, că rămâne... Da, pe veci. O duce aici, pe urmă discutăm despre ea. Ai face un alt tip de antrenament sau vei face un alt tip de antrenament pentru genul acesta de vendeta, cum ai spus tu? Îți studiezi din timp adversarul? Nu, ți-am zis că nu îmi place să studiez. Tu știu, cum ai zis, că te uiți în ochiul acolo și vezi ce se... Da, am început să mă axez doar pe forță. Chiar ieri am făcut un antrenament pentru brațe foarte puternic, cu greutăți foarte mari. Vor fi și mai mari până la data concursului și sper din tot sufletul să-l înving. Noi îți dorim succes și eu sunt convins că o să-l învingi. Tu cum ai apărut așa în acum, pe bune, nu e glumă, cum ai apărut așa în peisajul acesta al Scandenbergului? Bine, trecând peste cum ai început, dar cum ai avut primul contact cu lumea mare a Scandenbergului? Te-a văzut cineva? Te-ai băgat tu? Nu, am fost văzut de către Ion Oncescu. Și el mi-a recomandat la acea dată, după ce am susținut un meci împotriva lui. Era undeva într-o sală unde se organiza un concurs, el era invitat. Și la final, el a luat microfonul și a zis: cine dorește să facă un meci de Scandenberg cu mine, îl aștept pe scenă. Cine se crede în stare? Bine că nu mă credeam eu în stare că îl voi învinge, dar am zis, de ce să nu încerc? Asta era acum cât timp? Foarte mulți ani. Uh-huh. Ok. Și am susținut un meci împotriva lui, i-am pus ceva probleme la acea dată, iar după concurs m-a rugat să rămân puțin să discute cu mine, mi-a explicat, uite, ai genetic, ai potențial, va fi un concurs foarte mare la Baia Mare, un Grand Prix cu participare internațională. Deci, să nu-ți faci probleme, îi spun de acum, vor fi mulți campioni mondial și europeni, dar dacă te concentrezi puțin, zice, poți să faci treabă bună și eu în început. Într-adevăr, din 7 concurenți care erau la categoria grea, doar atât erau la vremea aceea, am luat locul 5, devansându-l pe campionul mondial de la acea vreme. Pentru mine a fost ceva fantastic și de acolo a început totul. Asta așa, scurt, în încheierea emisiunii, ca să știe lumea că de multe ori contează și, știi, contează să fii și unde trebuie, știi, la momentul potrivit. Da, Titu, și unde trebuie, dar să mai... Să ai și tupeu, să zicem, sau să hotărâre, că motivație, tu ai avut atunci. Motivație și hotărâre, dar și ambiție. Pentru că puteai să nu te ridici. Da, eu la acel concurs, la acel Grand Prix, am fost învins de un băiat de 15 ani. Ăla care l-ai subestimat, parcă spuneai. Pe care l-am subestimat și dacă aveam un psihic mai slab, puteam să mă retrag, să... Bă, gata. Uh-huh. Am încheiat, nu e de mine, dar am continuat. Da, deci iată, momentul potrivit, locul potrivit, antrenament, motivație, cum ai spus tu, și ajungeți ca uriașul Borbil să concurați alături de Arnold Schwarzenegger. Oricum, cred că îl pui pe Arnold acum, deci nu mai stai, nu mai discuți cu el. Bine. Asta e așa ca o... De o vârstă cu mama mea. Ca de final. Tu îi pui pe toți acolo. Eu parcă așa te și văd, că le zici, haideți, mă, mai repede. Mai sunteți. Tu știți de unde zi eu? Eu sunt din Târgu Mureș. Acolo. Știți unde e Târgu Mureș? Știți unde e Târgu Mureș? Că vă arăt eu. De acum înainte să mă căutați, să vedeți exact unde e Târgu Mureșul. Asta îți dorim. Așa se gândească adversarii tăi despre tine. Îți mulțumesc mult pentru și prezență. Și eu mulțumesc din suflet. Îți doresc concediu plăcut dacă o să-l ai în continuare. Și te aștept la televiziunea Târgu Mureș încă o dată, după septembrie, să discutăm despre următoarele performanțe ale tale, pentru că întotdeauna e obișnuit pe Târgu Mureșeni cu astfel de lucruri. Și eu vreau să vă mulțumesc și vreau să mulțumesc domnului Radu Preduchin și în special domnului director Valentin Redfelean. Mulțumim, mersi mult de prezență, mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Rămâneți în continuare de televiziunea Târgu Mureș. Toate cele bune, la revedere!